Peste 100 de sportivi de la 6 cluburi, CSS Caracal, CSM Călăraș, CSMS Dăbuleni, CSM Hunedoara, AS Bascov și CSM Pitești au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Cupa Municipiului desfășurată pe lacul din cartierul Tudor Vladimirescu. Competiția a fost câștigată de piteșteni care au fost urmați în clasament de CSS Caracal și CSM Călăraș. Sunt 5 cluburi care participă, ne așteptam la mai multe, dar au renunțat la ultima clipă. Au venit, ne-au onorat cu prezența din Dăbuleni, Caracal, din Hunedoara, un club nou înființat la Bascov anul trecut, Călăraș și, bineînțeles, clubul nostru. Bineînțeles, o să câștigăm cupa fără niciun fel de probleme. În următoarea perioadă, cred că vom participa peste 2 săptămâni la Regata Orșova, să facem o figură foarte bună acolo. Cine va merge acolo? Ce așteptări avem de acolo? Deci este și o fel de selecție pentru sportivii noștri și, în primul rând, medaliații vor pleca la Orșova. Este o regată internațională foarte puternică și cea mai importantă competiție de verificare înainte de campionatul național. Următoarea competiție în care vor fi angrenați sportivi de la CSM Pitești este programată la finalul acestei săptămâni. Este vorba de regata internațională ce are loc la Bascov.